Descoperire macabră în localitatea Feldru din județul Bistrița Năsăud. Un bebeluș mort a fost găsit plutind pe some și într-o pungă de plastic. Acum polițiștii o caută pe cea care a fost capabilă de o asemenea faptă. Polițiștii bistrițeni caută o femeie care a născut și și-a aruncat copilul în râul Someșul Mare. Descoperirea a fost făcută pe malul Someșului, în zona localității Feldru, de către niște copii care se aflau la scăldat. Unul dintre ei a găsit trupul neînsuflețit al unei fetițe nou-născută. Se presupune că femeia a născut la termen fără asistență medicală în jurul datei de 7 iulie și și-a aruncat copilul în apă. Polițiștii de la investigații criminale caută femeia apelând la sprijinul medicilor, în speranța că ea va cere ajutor medical. Nu este exclusă nici ipoteza ca pachetul cu bebelușul să fi fost aruncat din tren. În imediata vecinătate a râului Someșul Mare trece magistrala de cale ferată care face legătura între Ardeal și Moldova. Trupul neînsuflețit al micuței a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Bistrița Năsăud pentru efectuarea necropsiei. Polițiștii au fost sesizați prin serviciul apeluri de urgență 112 cu privire la faptul că în albia râului Someșul Mare, pe raza localității Feldru, se află cadavrul unui copil nou născut de sex femeiesc. În urma efectuării necropsiei s-a stabilit că moartea s-a datorat asfixiei mecanice prin înec. Femeile din Feldru sunt consternate la aflarea acestei vești și spun că numai o mamă fără suflet ar fi putut face așa ceva. Acolo era venit domnul mesajul, luat capacul de pe aia și am văzut-o cu tăți. No. Era pe cetricele, așa era acolo, a fost pe apă. Păi, ce să zicem, trebuie să facă. Nu este, poate să facă orice, numai așa nu. Nu? Să poate numi mamă? Nu. Nu, dar de-așa mai sunt. Nu? Ce să facem? Păi n-are suflet. N-are suflet. Ori a fost o femeie tânără, o fetiță tânără de astea, poate a fost și nu știu nimeni și nu știu ce au făcut și au slujit-o capul. Deoarece nu se cunoaște identitatea copilului, acesta va fi mormântat de către autoritățile locale ale comunei Feldru. Erau la Some și se scăldau. Unul dintre ei a observat un pachetel la marginea râului. Și din curiozitate, crezând că e o păpușică sau ceva, l-a descoperit și era un copilaș de sex feminin de aproximativ 2 săptămâni, înnecat de aproximativ 3-4 zile. Tot în acea zonă, în urmă cu 5 ani de zile, a mai fost descoperită o persoană adultă, în jur de 40 de ani, identificată, pe care ulterior, după cercetări, am înmormântat-o de la primărie, împreună cu preoții noștri. Dacă va fi găsită, mama bebelușului va fi acuzată de pruncucidere, riscând să stea ani buni în spatele gratiilor.